O poveste de iubire absolut superbă în fața dumneavoastră, chiar de Dragobete, Medana și Alin Oprea. În aplauzele dumneavoastră, veniți! Ia să vedem, domne, ce înseamnă să... Deci, asortare! Așa, bine ați venit! Să venim întâi să salutăm doamnele, să rămână. Dragobeților, să rămână, Medana. Domnul Alin, așa, bine ai venit. Ce faci, dragule? Bine v-am găsit. Da. Atenție mare, vă rog să stați lângă mine aici. Vreau să vă întreb, până când o să ascultăm piesa lui Alin și o să vorbim cu ei după pauză. Deci, vreau să vă întreb, cum sărbătoriți voi, dragobetele? Pentru că, după cum am văzut în relația voastră, tot timpul apar surprize, răsfăți în zile anume. Mâine ce se întâmplă? Mâine aștept să fiu surprinsă. Șac! Șac la rege! A fost surprins el deja. Te-a surprins destul astăzi, văd drumul pe care am venit. Eu petrec roz, dragobetele. Am observat, da, tu ești mai pe roz. Și doamna petrece în roșu. Am înțeles. E mai focoasă, zodia de foc, săgetător, știi? Și atunci... Da. E frumos, așa. Începutul e bun în orice caz. Iar eu pentru... primul an în viața mea, ca să zic așa, când mă îmbrac în astfel de culori. Adevăr, ăsta. Tu cunoști rocul ăla cu plete, da, da, negru, cu piele, general, cu așa mai dark, știi? Vedeți, doamna tatuiu, ce face dragostea de om? I-a venit mintea la cap la băsă. Deci îți vine mintea la cap când te îmbraci în roz, când îți spune soția, da? Dar nu este roz. Este un fanat, un roz prăfuit al tristeții. Trebuie să-l... Dumneavoastră trebuie să-l... Ce, l-a prins fortuna ceva. Păi da, îl drăgălește. Da, trebuie să-l... El are nevoie, că el e deci trist. Deci 5 ani îl tot drăgălesc și mai fac foarte bine. S-a terminat cu tristețea. Mai n-ai cum să fii trist, doamna. E sora mea, eu cu noi cu roșu am. Este mai negre, așa și... Nu, e vorba de soare. Și puțin roșu, așa, ce vrei. Nearică, sigur că da, vreau să spun că cuptor, nu da. Te gândi că port forțat culorile astea sau hainele astea. Nu-ți fă idee. Da? Forțat le-am purtat când le-am probat prima dată. A, după aia... Nici nu probez așa ceva. Hai, te rog eu frumos, că te iubesc. Tu probează dacă nu-ți place, dai jos. Am probat, m-am uitat în oglindă, așa am avut un zâmbet la colțul gurii, zic, hai să luăm de probă. Și? Și de probă a rămas, iată. Nu, maniele, stai că tot timpul te văd. Ești bine. Mulțumesc. Da, acum e momentul să aflăm, iată, o căsătorie frumoasă, una dintre cele mai frumoase nunți ale anului 2023. Cum circumstanțele, tabloul primului te iubesc în relația voastră? Cine povestește, Medana sau Ali? Medana. Primul te iubesc a venit destul de repede și foarte natural. Deja da? În primele două săptămâni... Existau și declarațiile. Ați văzut? Asta e om serios, dă declarații imediat. Păi nu, dar cine l-a spus? De nu cine? Doar declarațiile. Că una e să declar și alta e ce faci. La noi se potrivește, sper, și se potrivească și de acum încolo, sau de fapt sunt sigur. Fluturele, fâl, imediat. De la început. Da? Lasă-mă, Cristi, că așa e, mai încolo o trece. Nu trece, Merica, nu știi, matale, cum e cu crescătoria asta. Auzi? De fluturi. Da, bă, asta da. Dar ține, nu ține, e că așa, cu vrăjel de astea. Nu, că ține deja de 5. Cărți, doamna, tatoi. Trebuie să dea Dumnezeu. După aia altceva, n-am spus că... Dați-i microfon, doamne tatuie, că doamna profesoară și... Trece aia cu fluturii și se recem la chestii mai serioase. Ușor, așa, mai de familie, da. Da, deci vă rog frumos să terminați cu la aluziile astea, da? Noi deci... suntem din altă generație. Ei, noi vă spunem cum am pățit noi. Dacă vreți să vă... Păi acum... dacă voi așa ați pățit, undeva pe acolo se mai fisura și câte... mai intra și câte un șarpe. Am înțeles. Să fiți sănătoși și să vă prinde în o anacondă mică. Asta a intrat și la noi șartele, dar a fost eliminat. Deci, Medana, te rog să iei loc. Alin o să cânte o piesă foarte frumoasă. O să te rog să iei loc. Am zis că te provoc, dar nu acum. Hai să mergem la locul de cântare, doamnelor și domnilor. Da, o să vă cânt, de fapt, piesa pe care am compus-o exact pentru nunta noastră. O piesă compusă Aline, de Alin pentru nunta lor. Ce faci, Aline, mâine? Lați că vină mai încolo. Da, observ că sunt foarte roșu. Și nu doar nunta noastră, pentru că se numește Valsul Mirilor. Și deja se cântă la destul doamnelor de multe evenimente. Doamnelor și piesă absolut superbă de la Alin Oprea. Îl invit la locul de cântare. Acolo, se numește Valsul Mirilor, cu același stil inconfundabil al lui Alin și marca Talisman. Îi ascultăm. Thank you.
prima clipă în care noi doi, ochii în ochi, ne-am privit, ne-a legat un destin și o poveste fără sfârșit. Mână-n mână și pas lângă pas, mereu vom fi. Ce-a unit Dumnezeu, niciun om nu va putea despărți. Îmbrățișare și doar atât, un pas m-a-l iubit, a început. Vom păstra în suflet veșnic magia și primul sărut. Am jurat cu credință că noi ne vom iubi, la bine și la greu, până când moartea ne va despărți. Pe pământ.